Eu în calitate de părinte spiritual îmi dau să un pic mai serios, că Diana a început să aibă sentimente puternice și te văd. Foarte puternice, extrem puternice. No. De ce ziceți, doamna? Eu chiar le simt. Observ și e. S-a doamna, mă fac o greșnițe asta. Mărărate, da, s-a schimbat. Mm. Este. Și îl respect. Ce-ți și place la Gabi? S-a schimbat. Ironi. Ce-mi place la Gabi? Să nu zici tot. Tot. Te-am și ajutat. Păi asta vreau să zic. Seamănă cu Fernanda. Berna, nu seamănă. Vezi că Filip nu seamănă cu Iancu sau cu Jador. Bine. Bine. Uite că pot să dau și eu ironie din asta. Nu mă interesează. Revenim. Ce-ți place la el? Îmi place cum se comportă cu mine. Claro. Cum se comportă? Îmi place pentru că, adică m-a apreciat foarte mult. A stat lângă mine și adică noi și când eram certați și când eram împreună, el mereu a fost lângă mine și atunci când ne certam, el a zis că mereu o să fiu lângă tine, chiar dacă suntem certați, eu nu o să te las și mamă, cât de tare, nu? Să ai așa un băiat lângă tine, nu? Nu mă așteptam. Chiar nu te așteptai, nu? Nu. Ca un câine. Sinceră. E un câine, îl ții acolo. Că e rău, că e bine. Doamna Andreea, nu înțeleg. Nu. De ce e exagerat? Stai. Ne întreb ce îți place la el. Nu bine, mai dar nu încercați. Superficial. Vreau să aud și eu altceva. Ce-ți place la el? Îmi place la el totul. Ce-ți place la el? Îmi place cum se comportă, îmi place de el că este frumos, îmi place culoarea părului, îmi place tot. Picioarele. Stai că abia s-a vopsit. Mă luau culoarea părului, că abia s-a vopsit. Nu. Vreau să aud și eu niște altceva, vreau să aud alte lucruri. Poți să zic eu ce-mi place? Nu! Să ne atingă la inimă, nu! No. Sufletul lui, nu! Caracterul lui. Băi... Face să cum e în momentul de față. Cum e el? M-am apropiat mult mai mult de el. De ce? Pentru de ce? Că... pe Berna, pe pentru ce ai spus în gală? Nu. Nu știu, dar cum îl vezi? Descrie-l un pic. Vorbește-mi despre cum îl vezi tu. Adică o persoană îndrăgostită da. Ar putea să vorbească ore în șir despre persoana iubită. Îmi place tot. Da, îmi place tot. Îmi place cum se comportă cu mine, îmi place caracterul lui, îmi place că a avut foarte multă răbdare cu mine. Nu, adică nu mă așteptam să aibă atâta răbdare și... Am drăgostit de el, că e blând, îi oferă ceea ce aș dorește, o viață liniștită. Te rog, eu lasă pe... Da. Asta așteptam să zică ea, chiar asta așteptam să zică ea, dar... E tatăl copilor mei. Bine, dar asta i-am zis lui. Am emoții, doamna Andreea, ce am spus. Tocmai și atunci lasă-ne să iasă. Vorbește despre iubirea asta. Dar nu cred că am emoții, zic Gabi ce ți-am zis. Nu pot să zic eu, dacă tu ai sentimente față de mine. Am zis că îmi doresc să fiu cu el mereu. Că îmi doresc să rămân toată viața cu el. Că vreau să facem. Wow, șoc. Da, i-am zis, să confirmă. Mersi, da. Vrei copii de Diana. Și n-am spus și că ne iubim. Că ce? Verific rujul, zim. Că? Dacă ne înregistrăm. Că ne iubim. Cum ar fi? No. Berna. Da. Cum îl vezi pe Filip? Ce-mi place la Filip? Cum vezi pe el? Vorbește-mi despre el, te întreb. No, nu-l cunosc. Îmi pare rău, eu și cum ai dat-o? Recuperi tatuajul ăla. Eu nu-l cunosc, eu sunt prietena ta cea mai bună. Îmi povestești mie cum te-ai îndrăgostit și ce-ți place la el? Îmi place foarte mult caracterul lui, e foarte atent cu mine și mă face mereu foarte fericită. Are un suflet deosebit și mereu e lângă mine când știe, adică eu știu și îmi dau seama că greșesc. El mereu vorbește calm cu mine și foarte frumos și mă liniștește de multe ori, chiar în situații când știe că eu sunt așa mai... Ești de vin. Adică mă enervez, să zic așa. Folosește niște metode, fetelor, Andreea, niște... Andreea, tu ai auzit de la două fete că le place că sunt certate, iubirea ta nu? Cristalină. Niște metafore. Îmi văd iubitul cu așa emoții ca și cu la restaurant și văd că vine chelnerul cu mâncarea. Bam! Băiată... Un băiat nu e bun. Parcă vine chelnerul cu mâncarea comandată. Da, mă, chelnerul, mă gândesc eu. Da. Las că vă întreb mai încolo, vă mai las un pic. Să mai treacă un pic timp. Să știți că sunt și alte lucruri foarte importante. Dar nu-i problemă, că pot să vă întreb și pe voi. Cred că voi mi-ați descrie mai frumos, oricum. Clar. Filip mi-a descris mai frumos. Să știi, Berna. Pe Gabi nu l-am întrebat ce-i drept.
Dar să zicem că sunt emoționate fetele și nu se pot exprima. E greu să reușești să vorbești poate despre să sentimentele pe care le ai. Nu știu, aici nu pot. Da, e greu să vorbești despre sentimentele pe care le porți cuiva. Doamna Andreea, mai întâi a zis că ați putea vorbi o reșir. Păi asta zic! Obișnuiți-vă să vorbiți despre asta. Suntem aici și vrem să auzim lucrurile astea. Despre ce vorbim? Cum vezi, Bianca Livian? Mă rog, haideți să deschidem cutiuța, vreți? Da. Da. Pentru că... avem aici un mesaj foarte lung. Nu trebuie să fiți supărați. În urma acestui mesaj. Pentru că și noi l-am scris, tot supărați fiind, deci avem și noi dreptul să ne supărăm pe voi. Prin prisma telespectatorilor. Ne-am gândit așa. Ce emisiune e asta? În ce s-a transformat emisiunea asta? Ce exemplu suntem noi? Se închid toate emisiunile, noi rămânem, filmăm și arătăm ce? Se mai uită și multă lume la noi. Măcar de eram și noi pe acolo, de umplutură. Dar nu suntem de umplutură. Și pentru asta ar trebui să vă fie rușine când faceți ceva greșit. Deci... din păcate, în această perioadă dificilă pentru toată omenirea, competiția trece prin momente de cumpănă din cauza concurenților care au ales să transforme această casă într-un câmp de luptă. Din nefericire, acest război a luat proporții inimaginabile, mai ales în afara orelor de filmare. Nu mă simt. Iar tensiunile dintre ei au atins cote inadmisibile. Există o multitudine de factori care amplifică toate aceste tensiuni. Dar asta nu justifică absolut deloc evenimentele petrecute în ultima perioadă, mai exact săptămână. Prin urmare... noi ne vedem nevoiți să penalizăm atitudinea pe care Gabriel, Livian, Marius și Filip au avut-o la adresa lui Cătălin. Din păcate, astăzi sunteți penalizați cu câte un cartonaș galben. După multă vreme, am decis ca în această seară să fie eliminată o persoană din competiție. O să-i chem în față pe cei mai puțin votați, 3 concurenți. Pare corect. Știu că vi se pare că sunteți arătați cu degetul și puși la zid și neîndreptățiți. Știu că simțiți asta. Și știu că voi considerați un fel de autoapărare ceea ce s-a întâmplat. Nu. Nu a fost autoapărare. Ce știi asta? Și nu trebuie încurajată violența de niciun fel. Special cea fizică. Știu că pare amuzant, dar din păcate nu. Cum mișc cu stâmpă? E amuzant, dar... da, nu e el. Să fiți eliminat. Marius! E un... care a primit ce a primit. Dacă aș ține cont de ce se întâmplă la oamenii care vă urmăresc și vă scriu mesaje despre și despre Tucu, că sunt niște oameni, ok? Ne-ați felicitat pentru rating. 98% din ratingul acela vă scriu mesaje negative despre ei. Și nu țineți cont de... ba noi, da. Noi nu trăim doar din Facebook. Eu am primit mii de mesaje de că am făcut bine. Noi nu e bine ce am făcut. Toată lumea am primit. Dar cum de? Cum de o persoană n-a scris?
Plângerile pe care le avem în legătură cu violența care se întâmplă în această emisiune depășesc numărul celor care v-au scris că e bine cum ați procedat. Cum facem? Există și o lege a CNA-ului. Cum facem? Că se uită oamenii la voi și vă iau drept exemplu. Acum vorbește exemplul din voi. Orgoliul din voi. Exemplul pe care voi l-ați dat a fost unul negativ, punct, stop. Nu mă interesează. Nu ridicați mâna, nu vă interesează. Vorbim strict de ceea ce s-a întâmplat aici, în această casă, în această emisiune. Nu faceți asta! Pe mine mă interesează, aici, în această casă, în această emisiune, voi să nu fiți un exemplu negativ. Voi să nu instigați la violență. Că n-am fost nici până acum, tu ești sportiv, în continuare sportiv. Sunt doamna Andreea. Instigarea nu înseamnă autoapărare. Știu și puteți să-i dați afară și urmai să se întâmplă pur și simplu și ușor. Că nu văd un rost, nu văd un scop. Dar Sergiu, nu trebuie să ieși. Doamna Andreea, știu. Dar fiu, nu-i problemă. El de la hotel. M-ai răzumit. El e magnot. El de la hotel, a controlat tot. Al Capone. Sergiu, cum a registrat? Cu 50 mână muta piesele de șah. Bang. El a fost creierul. Pac, 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 pac. Hai, tine. El stă. Da. Dio ti perdona, io no. El e papel scupar. Vreau să conștientizați că nu este în regulă ceea ce ați făcut. Nu, eu nu vă cer, vreau doar să vă... Să vă fac să înțelegeți că ceea ce ați făcut nu este bine și nu trebuie să mai faceți, sub nicio formă. Indiferent de cine ar veni aici și v-ar toca creierii. Okay. Indiferent de cine ar veni aici, nu dăm vreo bună. Indiferent! Nu se numește autoapărare, atenție! Da? Nu continuă nimeni nimic. Nu mai pot urmă. Da? Da. De ce pui de bine? Din păcate, astăzi, sunteți penalizați cu câte un cartonaș galben. Fiecare dintre voi. Marius, Filip, Gabriel, Livian. Mai mult de atât, o să vi se taie o parte din traiul, din banii primiți pentru traiul zilnic. Îmi pare rău. Mie nu. Mai bine plătea. Și ei ce pătesc? Da, Andreea, nici cum. O să vezi, nu-i treaba ta. Fiecare are rândul lui. Dar poți să-mi ia mie pe toți să nu le ia, nu? Faceți ce vreți. Îi dai tu după aia. Nu mă interesează. Asta primiți voi, un cartonaș galben. Și că era bani. Olivia la bani. Olivia când au zis de bani. Pentru fiecare bani. Nu e problemă, uite, dacă simte Gabi că a instigat mai mult sau că a dat mai mult, poate să-ți dea de la el. Știți ce faceți? Mergeți la loc. Mergeți la loc și mai faceți o dată socotelile, da? Între voi. Vedeți care a dat mai mult și nu e cadă de acolo. Da, hai, felicitări. Ați primit un cartonaș galben. M-am obișnuit în față. Cum să le faceți voi socoteala și vedeți acolo ce vă iese. De euro, parcă. Mai mult decât atât, din cauza evenimentelor care nu fac cinste acestei competiții și acestei emisiuni, am decis ca în această săptămână să nu desemnăm favoriții și nici să acordăm premiul săptămânal de 1500 de euro. Acum îmi trebuia un X pe televizor. Un X mare. Așa nu. Săptămâna asta, ce ați făcut, este de așa nu. Însă, votul publicului nu va fi ignorat în această seară. După multă vreme, am decis ca în această seară să fie eliminată o persoană din competiție, indiferent dacă se află în casă sau nu în acest moment. O să-i chem în față pe cei mai puțin votați, trei concurenți. Unul dintre ei este Ramona, dar nu se află aici. Bună, Ramona, ce mai faci? Bine. Ramona, nu știu ce lipsește. Următorul concurent, cel mai puțin votat, este...
Diana. Sergio. Nu-i corect. Să pleci acasă. Da, da, el a ieșit oameni. Cel mai puțin votat concurent dintre cei trei, Ramona, Diana. Eu cred că e Ramona, da? Și Sergio. Este. Diana, treci la loc. Ai de cap. Sergio, vino lângă mine. Bine, mă, Diana, ăștia. Monica. Sergio. Pe cine ți-ai dori să cunoști cel mai și cel mai mult dintre fete de aici, din această casă? Nu am știut. Și dintre cele care nu se află aici? Nimic. Logic. Cum ai zis, măcar Andreea Oprică? Ai mare cunoscut-o sens. Mai bine? Nu are sens să o cunosc. Nu ai zis, mă, că vrei să o cunoști pe Ramona acum? Nu. Nu, sincer, nu vreau să caut motiv și el. Nu m-a zis cu Ramona. Nici Ramona? Nimic. Bă, dar a fost o apropiere între tine și Ramona? Nu, niciodată. A fost doar un schimb de mesaje și cam atât. Știam că e din spate o prică care încearcă să vadă. Controlează. Da. Deci chiar dacă ai fi vrut să te apropii de Ramona, n-ai fi putut din cauza Andrei? Da, dar și dacă n-ar fi o prică, nu puteam, pentru că nu suntem compatibili eu cu ea. Suntem opusul. Nu mă văd cu ea. Așadar, din păcate, Sergio este concurentul cu cele mai puține. Mulțumim că ne-ai deschis ochii și ne-ai arătat. Da, vei pleca acasă atunci când va fi posibil. Până atunci, vei sta la hotel, mâncărică... Pe banii mei sau pe... Nu, pe banii staffului. Ok. Este stare de urgență, v-am spus că nu vă trimitem la măcel, nu vă aruncăm în stradă, nu ne batem joc de voi, cu toate că ar trebui cu unii. Dar nu facem asta. Stai liniștit la hotel. Dar dacă mai vine stafful și te roagă să-ți schimbi camera de hotel, te rog, ai încredere că vezi că ai ratat 4 stele jumate. Și cât poți să stea aici? Poți să stea și o lună, un exemplu, nu? Două. Păi ok, înseamnă că toate voturile noastre într-o săptămână o să le aducă înapoi. Doamne ajută! Zic așa doar, nu? Da, Doamne ajută! Atâția oameni, lasă-o încolo! Doamne ajută! Le aduce într-o săptămână înapoi. Doamne ajută, votați. Mă gândesc. Mă mulțumesc, da. Zic așa. Puteți să transmiteți mesajul? Ba, dar lasă că ești omul care a făcut. Da, frate, tu n-ai făcut nici rău, tu n-ai spart, n-ai cut, n-ai tras, n-ai bat, n-ai bătut fete. Ba nu, că voturile nu se voteze. Să vadă lumea, să vadă lumea cu adevărat ce se întâmplă aici. Ce oameni avem? Măcar o zi. Eu mă mulțumesc, îmi cer scuze, primul rând. Hai, las. Lăsați. De emisiune pentru vorbele lui frate meu care le-a spus. Da, da. Da. Și mă bucur că am avut posibilitatea să vin aici la Puterea Dragostei, să cunosc aceste oameni și o experiență de viață foarte frumoasă. Îmi pare rău că s-a terminat așa și că am avut un conflict urât cu anumite persoane și cu ocazia virusului au profitat și s-au pus în cap. Mi-a fost în față cu Mariana, dacă nu mă știu, și-a plecat Mariana, nu? Da. De 3 ori a fost în față. De 3 ori a fost Sergiu în față. Hai să nu minte. Am mulțumit și poate o să ne vedem în curând afară. Doamne ajută! Doamne ajută sau aici în casă. Am să te rog să-ți iei la revedere de la colegii tăi, fictiv aici în fața camerelor, pentru astăzi, pentru că oricum o să vă vedeți la hotel. Și încă ceva, oamenii care sunt vinovați o să dovedesc în continuare cu registrările că sunt foarte falși. Aici da, foarte bine! Foarte bine! Așa bată toată țara! O să merg până la capăt! Peace.
Sergio, atenție mare, atâta vreme cât îți asumi și ești legal, ai voie să faci ce vrei, atenție mare, da? Nu uita, nu uita că e ilegal, da? Nu, eu vreau să plec acasă, nu-i corect emisiunea asta deloc. Nu mai stau aici, că-mi fac nervi. Brita, ai dat turcul afară, nu el. Eu nu mai stau cu turcul. Fiecăruia o să-i vină rândul. Din păcate, aceasta a fost gala de astăzi. Nu vă putem da mai multe detalii, dar ne vedem mâine de la 11 și apoi de la 17. Rămâneți alături de Canal D. La revedere! Ea zicea ție că te duci la ea la Iași, la Constanța, unde stă ea? A, noi am vorbit că da, după ce ieșim afară, că ne întâlnim. Da, ai chestia și după aia vine și zice că dacă te dai la Andy, te bat și că domn pe preș. Da. Astăzi am să vin să te cunosc, Livian. Da, e că îți dau șansă. Îmi permiți? Azi e un nou Livian că s-a vopsit. Îți permit să vorbim. Să vorbim de cunoscut, nu știu, pentru că... Da, și nu veni, de-aia n-ai vrut să-i cunoști. Bravo! De-aia n-a prezentat altceva. Iar încep și știi că mă enervez și termin aici. Nu mă mai enerva, dacă n-am făcut nimic, atât zic. Știi ce mă deranjează? Ce te deranjează? Ce am făcut în camera roșie? Dar nu mă interesează ce ai făcut. Păi eu zic să termin cu copilările astea, atât zic. Dar nu mă interesează. De ce ai vrut tu să pleci? Dacă tu tocmai nu ai avut nimic cu nimeni, de ce ai vrut să pleci? S-a dat de înțeles cum că eu v-am despărțit sau eu l-am influențat pe Livian. Ești de aceeași părere? Nu. Mi-au zis fetele că mai vrei să-i dea o șansă lui Bianca. Nu, a fost o Caterinca. Dar tu ai auzit săptămâna trecută ce au zis? E, faci așa, oricum știu că o să fie cu mine. Filip, de ce ai fugit când ai văzut că e Ligi în camera roșie? A fugit ca ars, faile, parcă a văzut leu. Să vă dați seama că n-a ce să caute în camera roșie. Cum să fugi așa? Păi ce vrea să stau? Ia să deschidem să vedem ce zice emisiunea. De ce este emisiunea atât de supărată și de ce are emisiunea mesaj la început de săptămână? Primul concurent care va suporta consecințele atitudinii sale necorespunzătoare este... Deci, în momentul în care vedeți că un om este rău și arătați cu degetul spre el și spuneți că este rău, încercați să nu deveniți și voi rău dându-l pe el exemplu. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.